Lecția 67. Iubirea m-a creat ca ea însăși. Urmați instrucțiunile complete ale lecției din cartea Curs de Miracole. Sunteți ființe binecuvântate, într-adevăr. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus. Unele dintre marile distorsiuni din învățăturile societății tale despre mine pretind că sunt singura ființă care poate fi pe deplin iubitoare. Eram singurul fiu binecuvântat al lui Dumnezeu, eram special. Am fost făcut atât de diferit de tine, încât am putut să înfăptuiesc minuni și să trăiesc în rai pentru totdeauna. Nu este adevărat, dragilor, nu este adevărat. Sunteți toți la fel ca mine. Există un singur drum. Unii dintre noi sunt mai departe pe drumul iubirii decât alții, dar toți sunteți iubiți de acel Creator pe care îl numiți Dumnezeu. Acum, Creatorul pe care îl numiți Dumnezeu este definit incorrect de voi toți. Este în regulă. Nu ne facem griji pentru astfel de detalii. Vrem să știi că întoarcerea ta la iubire îți permite să-L redefinești pe Dumnezeu în mintea ta. Nu este vorba despre redefinirea lui Dumnezeu neapărat mai întâi, deși există o anumită implicație în această lecție. Când spui povestea adevărată despre cine ești în relație cu acel Dumnezeu și ce ți-a dat acel Dumnezeu, abilitatea de a crea, iubire și frică, ți s-a dat libertate absolută. Te-ai zbătut în șanțul vieții, vom spune. Aceasta este o expresie pe care dragii noastre îi place să o folosească atunci când iese de pe potecă. Ea se referă la ea însuși ca zbătându-se în șanț și credem că este o imagine potrivită de adus în minte. Nu faci progrese când te zbați în șanț. Ești prins în mărăcini și noroi și aluneci. Nu te îndrepți spre iubire, dar este în regulă. Poteca rămâne acolo pentru tine, degajată și lămurită, dar trebuie să ieși din șanț. Unul dintre lucrurile care te împing în șanț este definiția ta despre Dumnezeu. Ai fost învățat despre un Dumnezeu răzbunător. Ai fost învățat să fii cu frică de Dumnezeu. Ai fost învățat că nu poți avea încredere în îndrumarea ta interioară. Răul se plimbă acolo. Nu intra înăuntru. Vei găsi întunericul, așa că stai afară. Predă puterea ta unor ființe care sunt foarte fericite să-ți o ia și foarte fericite să o exercite asupra ta. Vrem ca voi, cei din societatea occidentală modernă, să înțelegeți cu adevărat că neputința pe care o vedeți reflectată de guverne opresive, reguli în creștere și societăți din ce în ce mai lipsite de iubire, reflectă credința voastră în neputința voastră. Schimb lumea făcând cursul de miracole. Da, se numește curs de miracole pentru un motiv. Lumea se schimbă atunci când destui dintre voi transformați acest antrenament într-o gândire miraculoasă, aliniindu-vă cu adevărul și iubirea, deoarece iubirea ține totul împreună. Chiar și cei care dețin puterea asupra ta o iubesc. Este povestea lor amoroasă cu puterea, cea care le oferă abilitatea de a o crea. Le oferă abilitatea de a crea situații și structuri în lumea ta care te învață că ești neputincios și mic. Acum trebuie să-ți iei înapoi conștientizarea prezenței iubirii. Trebuie să spui, a, am și eu capacitatea de a mă alinia cu iubirea. Ce este ceea ce iubesc? Ce vreau să creez? Despre ce îmi vorbește Dumnezeu prin pasiunile mele? Este egalitate pentru toate rasele de pe planetă? Atunci lucrează pentru asta. Este grija și dragostea pentru animale? Atunci lucrează pentru asta. Nu lupta împotriva răului, ci investește viața de zi cu zi cu dragoste pentru lucrurile pe care ești ghidat să le întărești și să le îmbunătățești. Trebuie să fii educat corespunzător pentru a-ți putea înțelege dragostea pentru ceva, pasiunea pentru ceva. Nu contează dacă este artă sau animale sau agricultură ecologică sau educație. Dacă aceasta este pasiunea ta, aceasta este Dumnezeu care îți vorbește prin iubire. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus și îți vom vorbi mâine.